Sâmbătă 21 iulie la ora 9:30 de minute, competiție de tenis de masă la Clubul Sportiv Pristavu. Tot la ora 9:30 de minute, flacăra centenarului va fi depusă la Monumentul Eroilor din piața Jurământului Câmpulung în cadrul unui ceremonial militar și religios. Între orele 10 și 12, demonstrații de judo, lupte, box, atletism, sanie și volei. Locația piața primăriei, organizator Clubul Sportiv Mușcel. 11 și 30 de minute, festivitatea oficială a evenimentului Împreună pentru Câmpulung, zilele municipiului Câmpulung, ediția 20, primirea invitațiilor la restaurantul Ciobănașu. Cu această ocazie, Clubul Lions din Câmpulung va premia cei mai bine clasați copii din Câmpulung la Festivalul Internațional Stars of Song, iar Asociația Generația 83 a Colegiului Național din Nicu Golescu va premia elevii ai Colegiului Național din Nicu Golescu cu rezultate deosebite. Între orele 11 și 13, concert de fanfară în grădina publică. Între orele 17:30-18:30, premierea sportivilor pe scena din piața primăriei. Între orele 18:30-21:30, concert artiști locali în piața primăriei. Între orele 21 și 30 de minute și 24, concert cu invitați speciali în piața primăriei, Mira, Rif și Ștefan Bănică Junior. La ora 24, foc de artificii. Cu doi ani mai în vârst de caia, la același liceu, cu același troleu, mergeau dar fără să fii știut. Duminică 22 iulie, ora 8:30 de minute până la ora 11, concursuri de ciclism, cross și role, demonstrație de karting în piața primăriei. La ora 11, Câmpulung în amintiri, eveniment organizat de Asociația Multiculturală Nicu Hagi, Carpați și Pind și care va cuprinde un simpozion. 60 de ani de la primul autoturism de teren românesc IMS, locația Sala Mare a Primăriei Municipiului și defilarea autoturismelor IMS, locația Piața Primăriei Municipiului Câmpulung. Între orele 11 și 13, concert de fanfară în grădina publică. Între orele 14 și 16, concert de fanfară pe scena din Piața Primăriei. Între orele 16 și 17, program folcloric susținut de formații locale și colaboratorii Casei de Cultură Tudor Mușatescu. Între orele 17 și 18, program folcloric susținut de ansamblul Doina Bascovului. Între orele 18 și 19, gala laureaților festivalului Sus la Munte la Mușcel, pe scena din piața primăriei. La ora 19, concert muzică populară susținut de Maria Dragomiroiu, Ciprian Roman, Marcela Fota, Cristina Turcu Preda, Ilie Dură, Cristina Drăgan Diaconescu, Gavril Prunoiu și grupul vocal folcloric bărbătesc Doruri Mușcelene. Acompaniază orchestra condusă de profesor Cătălin Iancu. La ora 23, retragere cu torțe. Am iubit întâia oară, ieri am numai foc și pară și credeam în gândul meu că l-am prins de picior pe Dumnezeu. Dar n-a fost așa să fie, totul a fost ca o beție. Sufletul meu greș a dat, greu mi-a fost, totuși nu am renunțat.